Rechizitoriul întocmit de procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este presărat cu discuții dintre instructorii trimiși în judecată și investigatorii sub acoperire, care se dădeau drept oameni simpli ce doresc să obțină cu orice preț carnetul de șofer. În contextul în care investigatorul l-a întrebat cum să vină pregătit pentru examen ca să fie sigur că îl va promova, inculpatul Bogdan Petre i-a spus că vom vedea atunci și că unii vor umpli de benzină, iar alții vor o masă, iar pentru el urmează să discute după ce rezolvă problema. În data de 5 noiembrie 2013, cu ocazia efectuării unor ore de curs, inculpatul Bogdan Petre i-a spus investigatorului că pentru susținerea probei practice din data de 6 noiembrie 2013 urmează să vorbească cu șeful acela mare în seara de 5 noiembrie și să stau liniștit că nu va fi nicio problemă, doar să nu calc pe cineva în timpul examenului, asigurare pe care a primit-o și ulterior. Se precizează în rechizitoriul. Bărbatul se declară însă nevinovat. Aveți provină, doamnă! Ce facă? Pentru ce v-au stat? Adevărat că le-au obținut de fraudulos permisele? Să ne dau permisele pe bani? Doamne, să-mi interzis? Procurorul de caz a stabilit prin rechizitoriu cheltuieli judiciare în valoare de 50.000 de lei, cu precizarea că vor fi suportate de către inculpați, fiind vorba de instructorii auto Gheorghe Frățilescu, verișorul adjunctului șefului IPJ Gorj Ion Frățilescu, cercetat la rândul său pentru luare de mită, Georgiana Stroie, Petre Bogdan și Ionuț George Stroie, ultimul fiind cercetat pentru complicitate. Potrivit procurorilor, inculpații în calitate de instructori auto la diferite școli de șoferi au pretins și au primit fiecare în parte în intervalul iulie-noiembrie 2013 sume cuprinse între 150 și 200 de euro de la investigatori sub acoperire sau de la alte persoane interesate. În schimbul sumelor primite, inculpații lăsau să se creadă că au influență asupra polițiștilor examinatori din cadrul serviciului de permise și înmatriculări auto pentru a promova proba practică a examenului în vederea obținerii permisului de conducere categoria B sau obținerea unei fișe medicale și a avizului medical, fără a mai fi examinat din punct de vedere medical contra sumei de 100 de lei.